rugat la Dumnezeu să fiu fericit și eu, să ne dea o mândră fată, să fim noi mamă și tată, s-o iubim ca pe o regină, focul iubirii să nu se stingă și să ne mândrim de ea pentru bunătatea sa. Fata tatei, fata mamei, tu ești cel mai scump odor pentru noi. Mai ai aici o fiuță cu dulciuri. Cine chemi tu să te ajute? Mama. Dar cine chemi să te ajute cu dulciurile? Le dai cuiva? Cine chemi să te ajute? Nu să le dai, numai să le țină. Hai de el aici pe loc, cu noi, bine? Scumpa noastră, felicitări pentru această prințesă minunată. Să vă trăiască, să vă bucure. Și uite așa, cu zâmbetul ei fermecător, mereu să vă aducă doar lumină în suflet, da? Dar știi tu, Ana Maria, cine ne-a trimis să-ți aducem aceste daruri frumoase? Da, cum crezi tu? Ia ca așa, dar unde este tăticul nostru? Tatăl la Moscova. Ia ca așa, lucrează, face bani? Să-i cumpere lui Ana Maria cadouri? Și la Ana Maria și la toți frățiorii frumoși. Într-adevăr, tăticul astăzi este departe, dar ne-a rugat să venim în locul lui, să-ți aducem inima lui mare cu câteva daruri și să-ți spunem un sincer și călduros la mulți ani. Și încă un sincer, mulțumesc la mămica asta frumoasă pentru copilașii ăștia frumoși și minunați. Ana Maria, aici tăticul a scris pentru tine câteva rânduri. Și uite ce a scris el aici. Scumpa mea fiică, Ana Maria, la mulți ani! Dacă aș putea chiar acum, te-aș strânge în brațe și te-aș săruta din toată inima, pentru că tu ești scumpul meu copilaș. Dacă ai ști cât de mult te iubesc și cât de mult îți doresc doar binele. Nici cu un cuvânt nu pot descrie sentimentul meu părintesc față de tine. Și aș dori să-l simți și tu. Din toată inima aș vrea să crești la fel de deșteaptă, emoțională și o fată frumoasă, așa cum ești și acum. Să ai mulți prieteni, pentru ca viața să-ți fie distractivă. Faptul că te-ai născut deja este o mare sărbătoare. Ești viitorul nostru luminos. La mulți ani, scumpa, dragă și frumoasa mea, cu drag, tata. Multe, multe mulțumiri și îl aștept cu drag acasă. Că așa, când mai vine el la noi? Nu știu. Da, a fost de mult? Jumătate de an. Jumătate de an? He, he, mai ales la vârsta de 10 ani, jumătate de an trebuie să-ți pară mult, da? Da. Samuel, ce-i dorim noi la scumpa noastră sărioară? La mulți ani să aibă mult sănătate. Mulțumesc. Eu îi doresc mai întâi de toate să fii fericită, să aibă o viață frumoasă, chiar și când va fi greu, să apeleze la mama, la tată, că cei vor fi sprijinul ei și să fii mereu alături de noi, până la adânci bătrâneți. Cum te crește acum mama și tăticu cu dragoste, da? Și cu atâta dăruire, bănuiesc așa ai să-i răsplătești și tu când ai să crești mare, mare, da? Ai să ai exemplu de la ei, da? Da. Bunica îți doresc multă sănătate, bucurie, fericire, să crești mare, să asculti de mămica, de tătic, și din ochi te leacă. Multă sănătate. Și sănătos, crești mare, frumos, voios. Vreau să spun că bunica, bunel, tata, mama, a fost alături când mi-a fost cel mai greu. Și le mulțumesc de suflet. Dar când ți-a fost ție cel mai greu? Mulțumim. Da, cum ai mai bine? Da. Uite, datorită acestor părinți minunați? Da. Uite. Și acestor bunici minunați. Uite, vezi, ești o norocoasă. Uite așa. Te dorim tot bineri din lume. Să știi că noi te iubim foarte mult alături de părinții tăi. Mulțumim lui tata ei că a făcut așa o surpriză mare. Frumos. Și Dumnezeu să-l binecuvinteze și să-l întărească, să poată să-i crească până la urmă, să-i vadă pe drumurile lor.
dă-i o viață fericit cu mult. Sănătate, că dacă o să avem sănătate, o să avem de toate. Dacă n-ai sănătate, nu au rost lucrurile astea. Stai fără de preț. Da, nu au valoare. Exact. Și nu poți cumpăra nimic. Eu m-am uitat la câteva videouri tot de acestea, dar nu vine să cred că mie mi se întâmplă aceasta. Uite așa, fetele la fetele astea frumușele, nemaipomenite, minunate, noi ajungem și ești o, cum a zis și el, ești luptătoare, ești o învingătoare și meriți tot ce este mai bun. Tata e atât de mândru că este tăticul tău, pentru că din tot universul tu ai ales să te naști anume la acești oameni frumoși, i-ai ales ca și părinți și să fiți o familie binecuvântată și bunul Dumnezeu să vă poarte în grija Lui și mereu să fiți așa, plin de viață. Tu să fii așa minunată cum ești acum, noi ne bucurăm că te-am cunoscut și am avut o deosebită plăcere să fim astăzi în vizită la tine și să ne emolipsim de bunătatea și de căldura sufletului tău. Tăticul pentru mine parcă este un înger păzitor, ca și mama, și mulțumesc din suflet, n-am cuvinte cât de emoționată sunt. Și așa mi-e dor de el, încât îmi vine a plânge și acum. Îți mulțumesc din suflet. Ești un tată grozavă. Fata tatei, fata mamei, tu ești cel mai scump odor. Pentru noi tu ești o floare, dulce și mângâietoare. Fata tatei, fata mamei, nu compar nimic în lume cu splendoarea ta minune. Ești mărgăritarul lumii. În lumea mare când vei pleca, sper de noi nu vei uita. Nu vei uita de casa părintească, de mamă și de tată. Somnul ți-l-am vegheat, multă grijă ți-am purtat. Și de veghe noi vom sta, așteptând revenirea ta. Fata tatei, fata mamei, tu ești cel mai scump odor. Pentru noi tu ești o floare, dulce și mângâietoare. Fata tatei, fata mamei, nu compar nimic în lume cu splendoarea ta minune. Ești mărgăritarul.